Primarul Curticiului, Nicolae Aniței, este cea mai sonoră victimă a investigațiilor ANI. În perioada mandatului său precedent de primar, acesta a fost administrator la 3 firme private. Conform legii, el a fost declarat incompatibil cu funcția de primar. Această decizie atrage după sine interdicția de a mai ocupa funcții publice timp de 3 ani. Dacă decizia ANI nu este contestată, la fel, ea rămâne în vigoare, de fapt, și prefectul poate constata încetarea mandatului. În termen de 90 de zile, dacă se eliberează mandatul, guvernul va trebui să adopte o hotărâre prin care să numească o dată când vor avea loc alegerile parțiale pentru funcția ce rămâne vacantă. Primarul Curticiului se declară vinovat legal, dar nu și moral. Probabil că nu vei contesta. Legile statului trebuie să respectate. Faptul că am avut o scăpare și n-am știut la un moment dat de ea, asta nu mă absolvă. Din punct de vedere legal, deci nu comentez. Este în regulă. Din punct de vedere moral nu este în regulă, pentru că eu am fost administrator într-adevăr și dar mi-am făcut afaceri cu statul. Deci nici un leu din firmele mele, deci nu provin de la vreo întreprindere de stat sau ceva. Și în rândul consilierilor locali s-au înregistrat cazuri de incompatibilitate. La Târnova, un consilier PDL și unul PNL au fost declarați incompatibili pentru că firmele pe care le administrau aveau afaceri tocmai cu primăria. În opinia consilierilor, vinovat este secretarul primăriei. Eu consider și am studiat legea că el trebuia să ne anunțe în termenul legal, în scris, pe toți consilierii și pe lor și pe ai noștri, de situația de incompatibilitate. Nu să ne trezim că ne face direct la prefectură, fiindcă el ne-a făcut târziile astea. Deci sunt făcute de secretarul primăriei. În cazul consilierilor nu mai este nevoie de o nouă tură de alegeri. În locul lor vor intra colegii de partid aflați pe următoarele locuri în listele electorale.